lumea nu se schimbă, pentru că nu poate, indiferent ce spui, și nici nu are nevoie, trebuie să sufere. Așa își câștigă fiecare înțelegerea, fiindcă fiecare are programe de la strămoși care trebuie șterse, care sunt lecții, și în urma lor apare înțelegerea și înțelepciunea, nu când auzi o informație. Pe aceea nu o accepti, o respingi, dacă nu corespunde cu concepțiile tale, cu înțelegerea ta. Și nu poți să nimerești pe concluziile oamenilor, pentru că fiecare a avut experiențe diferite. Înțelege numai cel care a suferit mult și are concluzii asemănătoare. Atunci aude și este atent, altfel nu aude, poți să vorbești tu oricât. Dacă te uiți la ochii lor, o să vezi că când vorbești, intră în degringoladă, se mișcă de colo-colo, nu poți să se stabilizeze, adică nu înțeleg nimic, nu poți să accepte, pentru că ceea ce spui tu nu corespunde cu concluziile de la experiențele lor și firesc să fie așa. Deci vorbele nu pot fi înțelese decât cei care au avut experiențe asemănătoare și au ajuns la concluzii asemănătoare. Și aici este o problemă, pentru că diferențele culturale dau concluzii diferite. Deci este și un alt motiv de diferențiere. Omul trebuie să se înfrângă pe sine foarte mult timp, zeci de ani, ca într-un târziu să poată să aibă concluzii, esențe de același fel. Și mai trebuie râvnă. O râvnă de dimineața până seara, care cu siguranță îi vor duce spre aceeași taine. Deci poți să suferi, dar pentru că nu te preocupi în același sens și nu mergi în același sens și nu ai aceeași râvnă, iarăși apare incompatibilitatea. Deci mai nimeni nu acceptă ce îi spui. Și este foarte greu, pentru că înțelegerea vine întâi din practică, întâi trebuie să experimenteze și ei vor înțelege ceea ce deja au trăit. De aceea trebuie să treacă foarte mult timp datorită faptului că este foarte greu să învingem polarizările. Au intrat în sângele nostru, în ADN-ul nostru. Sunt ca niște microbi. Oamenii înțeleg și aleg și acceptă ceea ce corespunde concluziilor pe care ei le-au obținut din experiențele lor proprii. Dacă ei nu au trăit experiențe care se ducă la concluzii asemănătoare, ei nu pot să accepte și resping. Și asta contează foarte mult. Deci acceptăm numai ceea ce corespunde cu concluziile la care am ajuns în urma suferințelor și sunt de același fel, ceea ce este foarte greu. Înțelegerea vine cu mulți ani de sacrificiu de sine, de jertfă de sine, care să șteargă programele autodestructive din spate. Înțelegerea înseamnă și acceptarea sau ajungerea la aceleași concluzii, la aceleași esențe, vine în urma un efort continuu de ani de zile, zeci de ani, în care s-au șters programele din spate de la strămoși. Deci, noi înțelegem după ce am șters acele programe, pentru că acele programe reprezintă idol. Idolul aceea se vor opune de fiecare dată, reprezintă ego-ul. Deci, întâi trebuie să înfrângem ego-ul, să anulăm acei idoli și ceea ce rămâne este o stare de îngăduință care este comună cu toată lumea. De fapt, noi suntem înțelegători în îngăduința aceea, în starea aceea de înțelegere, de acceptare generală. Altfel, fiecare cu programele lui, cu strămoșii lui, cu idolii lui și cu experiențele lui proprii. Nu corespund experiențele, nu corespund idolii, programele din spatele a strămoșii, fiecare cu strămoșii lui și cu nebuniile lui. De fapt, tot timpul se confruntă egourile. De aceea nu există înțelegere între oameni. Numai după ani de zile, zeci de ani de zile, care au fost înfrânți. Și atunci, după ce am tins programele strămoșilor, apare acea acceptare a vieții așa cum este. În fapt, un stare de vid în care nu mai ai idoli, nu mai lupți pentru niciun idol, nu mai îl aperi. Aceea se numește înțelegere. Și ajungi la aceleași concluzii, adică la aceeași cedare, la aceeași acceptare. Deci fiecare avem comun doar acest efort de depășire a programelor strămoșilor. Și după ce le ștergem, ajungem în zero, în stare de acceptare. Și acolo recunoaștem același lucru noi care este în toți, același soare de iubire. Și ajungem la aceleași esențe, la aceleași concluzii. Dar numai după ce ștergem programele idolatre ale strămoșilor. Omul suferă mult, zeci de ani de zile, și ajunge la aceleași concluzii, la aceleași esențe, pe care le recunoaște după aceea, la oameni care au făcut același efort, aceeași râvnă. Interesant este că întotdeauna distrugerea programelor de la strămoși duce la o aceeași stare de îngăduință, înțelegere și la esențe comune, la acceptare.
Și atunci oamenii gândesc la fel, au aceleași esențe, aceleași principii, le recunosc unii în alții și pot să comunice. Dar dacă nu și-au distrus programele strămoșilor, ei au concluzii diferite, au idoli acolo care se confruntă și se luptă și nu pot să accepte nimic. Chiar dacă în fața lor au un om care s-a înfrânt cu inima zeci de ani de zile și a ajuns la o înțelepciune, la o înțelegere profundă, ei nu-l aud, nu-l ascultă, nu-i interesează, îl resping și îl urăsc sau îl atacă. Că îi zic, cine ești tu să-mi spui mie una ca asta? Ei cred că dețin adevărul, dar asta este diabolizare. Eu pe primul plan, binele meu, adevărul meu și dreptatea mea, peste de toate. Deci oamenii se luptă cu idolii lor. Idolii oamenilor se luptă între ei. Deci, dacă omul are o suferință prea puțină și dacă a distrus prea puține programe de la strămoși, are în funcțiune mulți idoli care nu-l vor lăsa să accepte pe nimeni și care se va lupta cu idolii altora. Au esențe prea puține, deci nu au ce să pună în comun. Idolii nu pot fi puși în comun, doar se luptă, doar esențele se pun în comun, principiile fundamentale. Și la acelea nu se ajunge decât dacă distruge programele din spate ale strămoșilor. De aceea oamenii nu se pot accepta, nu se pot înțelege și nu se suportă. Și în principal se urăsc. Dacă te uiți la ei, nu aud ce zice celălalt, nu sunt de acord, nu sunt atenți, nu pot să accepte. Dar cel care e suficientă râvnă și a distrus destule programe de la strămoși, poate să ajungă la esențe. Esențele sunt comune, adică la iubire. Omul vorbește despre iubire, dar e cale lungă până acolo. Omul nu iubește. Ca să iubească, trebuie să fie înfrânt cu inima, să-și distrus programele strămoșilor și să aibă aceeași râvnă de dimineața până seara pentru apropierea de Dumnezeu, ceea ce este rareori. Există un singur popor în lume care are acest sistem de atingere a esențelor instituționalizat. Are instituția învățătorului și acela este poporul evreu, evreii religioși, care studiază de la grădiniță până la bătrânețe, la măsuță și dezbat continuu. Și atunci, normal că tainele se dezvăluie. Asta este singura diferență între noi și ei. Nu este o problemă de inteligență, de cunoaștere, de cultură, nu. Este doar râvna. Au foarte multă dăruire și lucrul intens, care îi duce cu siguranță la adevăr, îi duce la Dumnezeu. Și aceasta este calea divină. Altfel nu au nimica comun și se luptă între ei tot timpul. Au prea puține lucruri comune, adică prea puține esențe. Unul are o părere, altul alta și se confruntă, nu se acceptă. Când se termină discuția, n-a fost acolo decât o luptă. Pentru că, așa cum am spus, nu se potrivesc experiențele lor, concluziile lor, nu au făcut același efort de distrugerea programelor strămoșilor. Acceptarea nu are putere, sufletul lor nu e puternic. Acceptarea întărește sufletul și prezintă urcare, înaintare, înălțare. Oamenii au experiențe diferite, de intensități diferite. Unii se ascund în spatele amplificatorilor de putere exteriori. Le trebuie experiențe foarte puternice care se dea la pământ. Numai jos, acolo, de tot, acolo înțelegem, când sunt înfrânți cu inima. Dar oamenii se ocupă de avere și li s-a spus să nu adune avere și ei caută întotdeauna mai mult bine pentru sine, nimeni nu caută mai puțin bine pentru sine, deci nimeni nu se îndreaptă spre Dumnezeu, că nu-i convine, că își pierde bunăstarea. Să zicem că Iisus, cel ridicat mai sus, vorbea în temple, dar oamenii care erau acolo căutau un folos pentru ei, un mai mare bine pentru ei. Nimeni nu căuta mai puțin bine. Deci acolo erau doar oameni care nu erau înfrânți. Iar oamenii care nu sunt înfrânți nu aud și nu ascultă. Pentru că dacă erau înfrânți, nu erau acolo. Cel înfrânt îl vede pe Dumnezeu oriunde și nu se duce într-un loc anume. Viața îi vorbește. În temple și biserici nu se duc decât oamenii care vor mai mult. Nu merg oamenii înfrânți. Oamenii înfrânți pun conducte de canalizare. Acolo se duc numai cei orgolioși și sunt cei care nu acceptă să se schimbe pe ei. Pentru că ei se duc acolo ca să nu se schimbe pe ei. Să audă un discurs care să le întărească orgoliu. Deci sunt exact oamenii care nu te aud, nu te ascultă. Și asta este diferența dintre muncitorii la conducte din fața bisericii și cei care ieșeau din biserică. Muncitorii beau veselie și bucuria vieții. Munca îi făcea fericiți.
și erau liberi și nu aveau nevoie să intre în biserică. Nu aveau nevoie de mai mult. Ei se duceau în jos. Mergând în jos, pornește bucuria vieții. Cei care mergeau în biserică merg în sus. Deci nu au bucurie de viață. Puteau să se ducă să facă și ei munca de jos, dar ei fug de munca de jos. Muncitorilor munca le dădea bucurie maximă, bucurie care era prezența lui Dumnezeu, voioșie, iar ceilalți erau devitalizați, nu aveau energie, pentru că se închinau la idoli. Idolii le luau viața. Deci în temple și biserici se duc exact oamenii care nu aud, nu acceptă mic, care nu s-au sacrificat destul pe ei. Caută un mai mare bine și fug de sacrificiul de sine. Sunt exact aia care fug. Și bineînțeles că nu poți să ai un discurs în care să le spui duceți-vă la muncă și puneți conducte. Nu mai vine nimeni la biserică. Muncitorii de la conducte nu au nevoie de biserică, iar cei care merg la biserică nu vor munca. Pentru că munca nu le-ar mai da voie să meargă la biserică. Munca i-ar elibera, le-ar da voioșie și le-ar da posibilitatea să-L vadă pe Dumnezeu peste tot. Deci muncitorii de la conducte erau înfrâns cu inima, ceilalți nu erau înfrâns cu inima. Cine era mai avantajat? Cu cine era Dumnezeu? Nu era cu cel care este înfrânt cu inima? Cei de la munca de jos? Acolo era Dumnezeu. Este o povestire foarte frumoasă cu Gandhi. La Gandhi a venit un ucenic și l-a întrebat, maestre, învățătorule, unde poți să-L găsesc pe Dumnezeu? La care Gandhi a stat să se gândească puțin și a spus, uite, lângă orașul nostru este o carieră de piatră. Du-te acolo, toți care muncesc în cariere îl cunosc. Deci asta este diferența între templu, biserică și munca la carieră. Toți care muncesc la carieră, în munca de jos, îl cunosc. Pentru muncitor, Dumnezeu este bucuria muncii. Bucuria care vine în urma înfrângerii de sine, a jertfei binului propriu. Pentru cei care merg la biserică, nu este nicio bucurie, niciunde. Dumnezeu nu poate să fie cu ei, pentru că nu se sacrifică. Nu pierd eu. Ca Dumnezeu să vină, trebuie să pierzi eu, să faci spațiu gol unde El să poate să vină. Deci dacă nu ești înfrânt cu inima, Dumnezeu nu vine. Degeaba mergi la biserică și oriunde și faci exerciții de meditație și respirație, căci dacă nu te înfrângi pe tine și nu sacrifici binele, nu are loc și nu are unde să vină Dumnezeu. Să se știe asta bine. Dar ambele căi merg la divin. Una este cu suferință maximă, alta este cu bucurie maximă. Deci ideea este că când vorbești, oamenii nu pot să cazi pe concluziile lor, pentru că au concluzii diferite, pentru că au experiențe diferite și nivele diferite de distrugere a programelor strămoșilor, idolatre. Degeaba le vorbești că nu te auzi și nu te înțeleg. Sunt, de fapt, străini. Și asta se întâmplă și în familie, pentru că ambele părți merg în sus, își întăresc egourile și atunci intră în conflict. Nu e Dumnezeu acolo. Trebuie să merge în jos ca Dumnezeu să fie acolo și să unească în această stare de jertfă de sine care îi duce în iubire. Deci iubirea se câștigă numai prin sacrificiu de sine. Oamenii trebuie să sufere mult ca să ajungă la aceleași concluzii și atunci ajung la esențe, principii fundamentale ale vieții și pot să audă. Am întâlnit odată un uncheș, eu vorbeam ce spuneam acolo, el asculta și completa cu un aforism sau cu un proverb. El vorbea în proverbe, în esențe. Cam acolo ar trebui noi să ajungem. El sintetiza și spunea o înțelepciune. Dar oamenii care merg în sus nu se pot înțelege, nu se pot accepta și normal să fie așa. Pentru că societatea învață să meargă numai în sus, tinerii când se căsătoresc merg numai în sus, din cauza asta se despart, nu se înțeleg, rogorile se ciocnesc și se luptă și nu se suportă și se urăsc. Asta este. Din cauza asta 80% nu se mai căsătoresc, 80% nu mai fac copii, pentru că toată lumea vrea mai mult bine pentru sine. Situația s-ar schimba ușor dacă toată lumea s-ar duce în jos, exact ca la Estera, să se umilească, să trăiască în puțin. Și atunci, nemai având ego, nu mai este nevoie și nu mai are Dumnezeu ce să distrugă. De aceea oamenii nu se întâlnesc niciodată. Se căsătoresc, dar sunt străini. Au modele diferite, nu au nimic în comun. Nu au ce să vorbească, ce să împărtășească. Nu au preocupări comune. Nu merg în aceeași direcție. Merg amândoi în sus. Deci le crește orgoliu și se vor lovi. Și nu se vor suporta, nu se vor accepta. De aceea, într-o căsătorie, trebuie să vadă întâi dacă au o înțelegere comună, cât de cât. Și dacă merg în aceeași direcție. Dar este foarte greu, pentru că oamenii sunt fascinați de exterior. Și dacă pui exteriorul pe primul plan, îți întărește ego-ul și vei intra în conflict. Și atunci doar se tolerează, dar nu se iubesc. Mai mult, se urăsc.
și sunt niște străini. De la tipul de preocupări pornesc lucrurile acestea, de la felul gândirii, de la direcția în care merg. Unul e pasionat de una, altul e pasionat de alta și nu au lucruri comune. Apoi nu poți discuta despre Dumnezeu cu oameni care pun preț numai pe materie. De la sistemul de valori și cultural pornește tot și de la modelul de viață. Cei care pun materia mai sus nu-L vor pe Dumnezeu și nu-i interesează. De aceea, oamenii, dacă nu sunt înfrânți cu inima, Dumnezeu nu-i locuiește și atunci nu există iubire, pentru că numai iubirea îi unește. Și ca să ai iubire, trebuie să mergi în jos și nu în sus. Amândoi să nu știe ce să facă ca celălalt să fie mai bine. Deci oamenii, de obicei, se resping și se urăsc. În cel mai bun caz, se tolerează. Nimeni nu lasă de la el și se resping. Numai dacă, la începutul căsătoriei, merg în jos amândoi, în puțin, în modestie și în simplitate, atunci vor avea o căsătorie fericită. Și apoi și dacă sunt dogmatici, iarăși nu merge, unul are niște credințe, altul are alte credințe. Adică nu au înfrângere de sine. Oamenii se unesc numai în urma înfrângerii de sine. Sau sunt poziționat, sunt polarizat și se iau la bătaie mereu. Pentru că fiecare ține cu părerea lui, cu idolii lui. Omul polarizat este idolatru. Chiar dacă sunt religioși, oamenii sunt polarizați și egourile lor se bat. Ei doar compară ce spune celălalt cu concluziile lor și de obicei nu acceptă ce zice celălalt. Pentru că nu se potrivesc concluziile. Au experiențe diferite, nu s-au înfrânt destul pe sine, n-au sacrificiu mare. Și Dumnezeu nu are loc unde să vină. Deci fără Dumnezeu în ei și fără jertfă de sine, oamenii nu se înțeleg și se resping. Deci acum înțelegem că fericirile acestea, capitolul 5 din Matei, sunt absolutizări. Corect, Biblie corectă, vrea să spună și așa este bine, dar și invers este bine. Pentru că ambele căi duc la Dumnezeu în mod egal, natura umană suferă în ambele părți. Deci poți să mergi în jos benevol, dar îți va fi greu, trebuie să-ți înfrângi neputințele și poți să te duci să lupți pentru idolii tăi, să mergi spre mai mult bine pentru tine, dar vei suferi. Și cu cât te duci mai sus, cu atât vei suferi mai tare. Asta era afirmație corectă pe care o putea face o scriptură corectă. Că să-ți dea ambele posibilități și să-ți dea posibilitatea să alegi. Nu să spună că numai așa. Când spui că fericiți cei curați cu inima, aceia vor vedea pe Dumnezeu, nu prea este așa. Ești curat cu inima, absolutizezi curățenia și atunci îl urăști pe Dumnezeu care vine sub formă de necurățenie. Și iată cum ne-au păcălit. Fericiți cei săraci cu Duhul, a lor este împărăția cerurilor. Într-adevăr, cel gol de sine este plin de dumnezeire, dar și cel care își întărește ego-ul, caută fericirile acestei lumi, vine suferința și îl golește și îl duce tot jos. Și ambele căi sunt bune. Dacă absolutizăm o cale, o respingem pe cea opusă și nu mai putem să iubim. Fericiți cei ce plâng, deci care se lasă pe sine învinși, dar și cel care nu se lasă pe sine învins, va fi doborât de Dumnezeu și va cădea în genunchi. Deci e bine oricum. Fericiți cei blânzi, aceia vor moșteni pământul. Dacă n-absutizezi blândețea, Dumnezeu va veni prin tine și prin ceilalți sub formă de neblândețe și îți va distruge idolul blândeții și nu ai realizat nimic. Ai devenit doar intransigent, crud, rău și nemilos, radical. Fericiți cei ce flămânzesc și însetează după dreptate, că aceia se vor sătura. Dacă absutizezi dreptatea, vei trăi nedreptate, te va pune să faci nedreptate și vei primi din față nedreptate și iarăși n-ai făcut nimic. Și există o singură poruncă care se poate aplica și o singură fericire. Nu dori ceva mai sus, mai mult, mai bine, pentru că îți va veni inversul și îți va distruge idolul. Dumnezeu va veni și te va călca în picioare. Sau te pune pe tine singur să-ți distrugi idolii. Nu ai niciun control pe tine însuți, niciodată. Avem doar libertatea să ne facem idol, care creează o diferență de potențial între plus și minus, care creează conflictele din viața aceasta, adică viața. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Dai, 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 până te calcă toți în picioare și ajungi să le faci rău. Pentru că devine un obicei și nu a ajuns în niciun mod. Deci nu se poate absolutiza milostenia, dăruirea. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Deci absolutizezi curățenia și vei ajunge intolerant sau vei călca în picioare curățenia. Deci Dumnezeu un singur lucru face, nu te lasă să absolutizezi nimic. Virtuți, idealuri, principii și reguli sau binele propriu. Tot ce pui pe primul plan va fi distrus. Fericiți făcătorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Păi dacă absolutizezi pacea, vei da de război.
Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că lor este împărăția cerurilor. Și dacă absurdizezi dreptatea, o vei păți. Te va pune să faci nedreptate și îți va veni din față nedreptate. Și așa mai departe. Capitolul 5, paragraful 17. Să nu socotiți că am venit să stric legea sau prorocii. N-am venit să stric, ci să împlinesc. Vom vedea asta. Pentru că Vechiul Testament se învârte în jurul conceptului de idolatrie și ar trebui să nu idolatrizeze. Dar la fericire acolo sus, totul este ideal. Și spune că așa ar trebui să fie. Pentru că numai așa se intră în împărăția lui Dumnezeu. Și cel care nu este conform acestui idealuri, vine Dumnezeu, îi distruge idolii și îl duce jos la pământ. Și acela intră în împărăția lui Dumnezeu. Și invers, cei care idolatrizează, idealizează concepte, precepte religioase, virtuți, reguli, pot să nu intre deloc. Aman aceștia, acești fericiți. Deci chiar strică legea, pentru că aceste fericiri pe primul plan. Se strică legea. Căci adevăr grezi vouă, cât vor sta cerul și pământul, o iotă sau o cirtă nu va trece până ce nu se vor face toate. Asta înseamnă că dacă absolutizezi binele, vei primi rău. Dacă nu ridici nimic mai sus, nu ai cum să suferi. Și toate acestea se vor întâmpla pentru că trebuie să se întâmple. Și absolutizările trebuie să se întâmple. Și distrugerea lor, înfrânarea de sine, toate sunt bune așa cum sunt. Este o afirmație echilibrantă. Reechilibrează. Nici o iotă sau o cirtă nu va trece până ce nu se vor face toate acestea. Deci toate sunt bune așa cum se întâmplă pentru că vin de la un Dumnezeu pe care pe toate le face perfecte. Cel ce va strica una dintre aceste porunci foarte mici și va înălța așa pe oameni, foarte mic se va chema într-o împărăție a cerurilor, iar cel ce va face și va învăța acesta mare se va numi într-o împărăția cerurilor. Păi deja sunt absolutizate. Deci întărește absolutizarea. Că dacă nu absolutizezi, o să-ți fie rău și nu o să intri în împărăția lui Dumnezeu. Asta spune aici. Dacă strici aceste porunci absolute, nu vei intra în împărăția lui Dumnezeu. Adică ești un atac la divin. Dumnezeu care vine și strică întotdeauna absolutismele. Și iarăși nu e adevărată afirmația asta. Căci vă spun că de nu va prisosi dreptatea voastră, mai mult decât a cărturarilor și a fariseerilor, nu veți intra într-o împărăție a cerurilor. Și ce dacă? Adică cum? Dacă nu absolutizezi idealuri și reguli, nu vei intra în împărăția cerurilor. Și trebuie să absolutizezi idealuri și reguli. Asta vreau să zic. Păi și cărturare și farisei au absolutele lor și aici suntem îndemnați să punem lucruri mai sus. Dacă nu pui lucrurile acestea mai sus, nu vei intra în împărăția cerurilor, spune aici. Că dacă nu respecti acest principiu de a absolutiza fericiri mai bine, nu vei intra în împărăția lui Dumnezeu. Păi nu e bine asta. Deci fiecare din aceste fericiri au două sensuri. Dacă te înfrângi pe tine, spre exemplu, și ăsta este principiul fundamental, când ești foarte egoist, scazi ego-ul și în spațiul gol vine Dumnezeu și este foarte bine. Dar dacă absolutizezi înfrângerea de sine, aceste fericiri, ajungi să fii intolerant, să te crezi deosebit și diferit, atunci respingi pe ceilalți oameni și îi consideri greșiți și atunci te diabolizezi. Deci fiecare din aceste propoziții are două sensuri diferite, opuse, dar care duc tot acolo jos. Deci, una nu poate să fie mai bună decât alta sau cealaltă nu poate să fie mai rea decât prima. Ați auzit că s-a zis celor de demult să nu ucizi, iar cine va ucide, vrednic va fi de o sândă. Omul care este idolatru ucide. Cel care absolutizează fericiri intens, mult timp, până când devine drastic și intolerant, atunci acel om începe să ucidă. Deci idolatru începe să ucidă. Iar cine ucide din idolatrie va fi vrednic de o sândă. Deci Dumnezeu va veni și îl va osândi prin interiorul lui sau din afară. Eu însă vă spun vouă că oricine care se mânie pe fratele său, vrednic va fi de o sândă. Cine deci va zice fratului său râcă, vrednic va fi de judecata sinedriului. Iar cine va zice nebunule, vrednic va fi de ghena focului. Deci omul care se mânie are idoli, idolii nu suportă idolii, se supără, se bat. Nu poți să pui reguli idolilor, nu poți să le pui condiții, să nu se bată, pentru că asta este natura lor, însemna să nu mai fie idol. Deci vor avea în continuare râcă. Idolatria naște continuu idolatrie. Și ce faci? Duci idolatrul la sinedriu
să-l judece. Și ce să-i facă? În condițiile în care acolo Dumnezeu se confruntă și duce oamenii în conflicte, ca în urma acelor conflicte să ajungă la o anumită înțelegere, la înțelepciune. Este foarte bine. Este prezentat ca un lucru rău, dar nu este rău deloc. Deci confruntările idolilor nu sunt rele. Distrug idolii, distrug între ei. Egoul se distruge singur. Și mai departe spune, iar cineva zice, nebunule, vrednic va fi de ghena focului. Deci nu poți să-l acuzi pe omul care este idolatru. Nu poți să spui nebunule, pentru că este Dumnezeu acolo. Se vede care este pedeapsa, foarte interesant. În momentul în care noi îl acuzăm pe omul din față, care este Dumnezeu, deci acuzația omului din față este o acuzație adresată soarelui de iubire, deci lui Dumnezeu. Și nu se poate face. Spune aici foarte clar, nebunule, vrednic vei fi de ghena focului dacă faci asta. Să-l acuzi pe Dumnezeu este foarte periculos. Și noi asta facem mereu. Totdeauna atacăm persoana și nu știm că acolo este Dumnezeu cu o mască care a luat un rol special pentru noi. Că dacă noi n-am avea ego, noi l-am vedea pe Dumnezeu în fața noastră oriunde și peste tot. Toți oamenii și-ar da masca jos. L-am vedea pe Dumnezeu în toate. Și atât trebuie să facem. Să renunțăm la idolii noștri, acest mai mult bine pentru sine, la dreptate și adevărul nostru și să ne lăsăm înfrânți. Tot timpul, îngenunchiați. Adică să fim bătaie de joc a tuturor. Atunci ești înfrânt, când ești bătaie de joc a tuturor. Când nu lupți și nu te aperi. Dacă ești mult timp înfrânt cu inima, Dumnezeu poate acționa prin tine și să ia o atitudine, că El consideră de cuvință, sau dacă ai un ego puternic, poate folosi ego-ul să lovească pe celălalt. E bine oricum, nimic nu este rău. Oricum este El în toate situațiile și în toate pozițiile. El pe El însuși se reglează. Deci când va fi să aduci darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo înaintea altarului și mergi, împacă-te cu fratele tău și apoi venind adu darul tău. Această afirmație este importantă în sensul că nu poți să faci ceva dintr-un ego. Dacă faci ceva cu un ego, adică cu o supărare, cu nemulțumire, lucrurile nu vor ieși bine. Scade ego-ul și apoi poți să faci lucrul acela și vei reuși. Din cauza asta, înfrângerea de sine este o garanție a reușitei în viață, în toate situațiile prin care trăim. Și atunci, dacă suntem înfrânți cu inima, nu o să vedem niciun rău și niciun vinovat niciunde. Și apoi, venind, acțiunea ta va fi o reușită. Învoiește-te cu părâșul tău de grabă câtă vreme ești cu el pe drum. Ca nu cumva părâșul să te dea judecătorului și judecătorul slujitorului temniței și să fie aruncat în temniță. Deci dacă ești înfrânt cu inima, nu ajungi să intri în conflicte cu nimeni. Că dacă ai ego, îndreptățire de sine, orice om te poate ataca, Dumnezeu prin orice om te poate ataca. Atât când ai ego acolo, ești în pericol. Deci noi trebuie să ne înfrângem eul acesta tot timpul, ca în spațiu gol să vină Dumnezeu și El să ne ocrotească. Prezența Lui este cea mai mare protecție posibilă și nimeni nu-ți poate face nici rău. Dar dacă te prinde cu îndreptățire de sine, cu idoli, ești în pericol oriunde ai merge. Să fii aruncat în temniță, că oamenii să-ți facă rău. Dumnezeu prin ei să te chinuiască. Adevăr grăsie, nu vei ieși de acolo până ce nu vei fi dat cel de pe urmă ban. Deci omul egoist este aruncat în suferințe și nu se iese din suferință până când nu se înfrânge pe sine. Iar atunci când îți dai binele și îți pierzi binele, când dai ultimul ban, pierzi ego-ul. Pentru că banii sunt ego. Banii peste nevoie reprezintă egoism. Deci oricum, Dumnezeu te ajută că vrei, că nu vrei, că înțelegi, că nu înțelegi. Tot timpul acționează asupra fiecăruia din noi, corector, în toate modurile posibile. Când ne prinde însă cu ego, adică cu credința că suntem separați, că trebuie să ne căutăm mai binele și avem idol, vine sub formă negativă tot timpul. Și din cauza asta noi avem o viață nefericită și nu reușim în nimic. Ca să reușești în viață și să ai o viață frumoasă, să fii sănătos și fericit, tu și copiii tăi, trebuie tot timpul să te duci în jos, să-ți înfrângi binele, să nu-l cauți, să nu-l vrei, să-l respingi. Să nu cauți ușorul, plăcutul și comodul. Și asta este garanția unei vieți fericite. Respingi materia, fericirea acestei lumi, apropii de divin. Ca spațiu gol în care el poate să vină și prezența lui este cea care îți face viața frumoasă. Și numai așa se poate. Dar și când te duci pe mai multe fericiri ale lumii, te încarci cu orgoliu foarte puternic, orgoliu presează sufletul dincolo de linia subțire și atunci sufletul poate să ia o atitudine împotriva noastră și să ne oprească prin necazuri, nefericiri, dureri, pierderi și boli.
Și e bine și așa că tot jos ajungem. Putem să ajungem fără suferințe, dar nu am vrut. Deci mereu spunem că ambele căi sunt bune, însă calea înfrângerii de sine previne situațiile dureroase și dramatice, traumele. Deci adevăr grăsie, nu vei ieși de acolo până ce nu vei fi dat cel de pe urmă ban. Banii ca și posesiile înseamnă ego, peste nevoie. Deci când ai depășit necesitatea, vine cazul peste tine și îți iau și banii pe care îi aveai înainte. Îți ia totul. Ați auzit că s-a zis celor de demult să nu prea curvești, adică să nu petreci cu lumea. Eu însă vă spun vouă că oricine se uită la femeie poftind-o a și prea curvit cu ea în inima lui. Așa cum de foarte multe ori am explicat aceste lucruri, aici are loc o relaționare. Femeia are idoli, având idol are văl pe față și provoacă, cheamă prădătorul. Și ce poți să spui despre prădător? Dumnezeu îl mișcă ca să scadă idolii la femeie, ca să salveze specie umană, să nu devină desfrânată. Iar dacă nu este deranjată de nimic și nu simte rușine și îi și place să atragă bărbații, atunci asta se numește desfrânare și poate să cadă. Deci omul care este idolatru este pedepsit în toate modurile posibile. Deci femeia idolatră are văl pe față și va provoca bărbații și îi cheamă. Și vor veni exact acei bărbați care să o înjosească, să o umilească, să o jignească, să-și bate joc de ea. Numai aceia vin la femeia idolatră. Numai femeile idolatre atrag bărbații și Dumnezeu îi trimite ca să le distrugă idolii, să-și bate joc de ele. Dar aici pune o opreliște pe bărbat că dacă se uită la femeie și o poftește, oricum dacă se uită la ea, o va pofti. A și prea curvit cu ea în inima lui, deci a avut loc acel sex vertical. Noi am vorbit mult de acest subiect nu pentru altceva decât pentru că suntem la două nivele înainte de extinție. Conform experienței Univers 25 și a experimentului făcut pe 50.000 de bărbați anul acesta cu testosteronul, care s-a dovedit a fi sub 45%. Deci noi suntem într-un mecanism de extinție în masă. Și din cauza aceasta, petrecerea cu femei sau bărbați, străine și cu străini, duce la pierderea energiei cu o viteză extraordinar de mare și accelerează distrugerea vieții, a relațiilor, a copilului în viitor. Cu cauza asta, subiectul acesta este foarte dramatic și foarte important acum. Și am încercat să-l scoatem în evidență. Oricum și în Occident se vorbește foarte mult despre acest subiect. Despre flirt, adică socializare, care este pricină de distrugerea relațiilor. Cu cât femeia sau bărbatul respinge pe străine sau pe străini, cu atât relația lor crește în iubire, se consolidează și fericirea lor a copiilor lor în viitor. Deci, pe respingere crește iubirea, pe respingerea străinilor și străinilor. Și uite, acest subiect este de mii de ani și este aceeași poveste. Oricine se uită la femeie poftind-o și oricum imediat pofta pornește când petreci cu ea mai mult, te uiți în ochii ei, discuți cu ea, a pornit pofta automat. La oricare bărbat, bărbatul care este cu minte sau femeia cu minte nu vrea să îi provoace, deci pleacă, nu stă la discuții. Poftindu-o a și prea curvit cu ea în inima lui și a avut loc deja un act sexual fără atingere, a și prea curvit în inima lui. Spune clar acest fenomen și în Biblie, Matei cu 5, cu 28. Iar dacă ochiul tău cel drept te smintește pe tine, scoate-l și aruncă-l de la tine, căci mai de folos îți este să piară unul din mădularele tale decât tot trupul tău să fie aruncat în ghenă. Deci dacă privirea îți crește pofta, oprește-te, pentru că mai important este să te oprești decât să fii aruncat în ghenă. Atât de important este și femeia să se oprească, să mai provoace bărbații, pentru că dacă discută cu ei prea mult timp, zâmbește cu ei, discuții intime, ea a căzut atunci, în ghenă, în iad. Atât de important este să nu discuți mult timp cu străine și cu străini. Și dacă mâna ta cea dreaptă te smintește pe tine, dai-o și aruncă-o de la tine, căci mai de folos îți este să piară unul din mădularele tale decât tot trupul tău să se ducă în ghenă. Deci când dai mâna, așa cum am explicat noi, când dai mâna este un gest de intimitate, de apropiere fizică, de încrucișare a câmpurilor. Programele de la bărbat vor intra în câmpurile femei. Și cum bărbatul are o energie mai joasă, o va duce automat în pasiune, o va incita pe femeie, va incita simțurile. Deci aici spune, cât să cazi în ghena iadului, nu da mâna. Atât de important este niciodată. S-a zis iarăși, cine va lăsa pe femeia sa să-i dea carte de despărțire? Bărbatul care
pleacă să o elibereze pe femeie. Eu însă vă spun vouă că oricine care lasă pe femeia sa, afară de cuvânt de desfrânare, o face să preacurvească. Cine va lua pe cea lăsată, preacurvește. Aici sunt niște absolutizări care aparțineau acelor timpuri în care se păstra autoritatea și puterea bărbatului și prioritatea lui și îi dădea un fel de putere absolută asupra femeii, încât ea, chiar dacă bărbatul o umilea, o jignea, nu-i dădea posibilitatea femeii să se elibereze. Deci lumea a fost ținută în timp cam până în anul 1935, când au apărut actele scrise prin reguli de genul acesta. Dar sunt milioane de reguli. Acestea sunt reguli umane și nu sunt reguli divine. Regulă divină permite reglarea. Regulile umane nu permit reglarea. Sunt autoritare. Îi dau puterea bărbatului și umilesc femeia. Din cauza aceasta, natura și Dumnezeu a dus societatea în situația în care este acum, în care femeia și bărbatul nu au încredere unul în altul și a apărut un fel de situație ideală, pentru că dacă în urma actelor apare un sentiment puternic de proprietate și din cauza asta ei se ceartă și se luptă tot timpul, să ajungă la situația naturală în care doar conviețuiesc unul cu altul, fără acte, și atunci nu se mai bat. Femeia nu mai este constrânsă și atunci cei doi nu pot să își întărească sentimentul de proprietate. Nimeni nu este dator, niciunul nu este dator unul altuia și atunci relațiile se pot dezvolta frumos. În cauza asta, majoritatea tinerilor acum nu se mai căsătoresc, ci doar conviețuiesc așa împreună. Și asta îi obligă să nu se jignească, să nu se bată, să nu se urască, bărbatul să nu abuzeze de femeie, femeia să n-aibă niciun fel de șansă, să fie ca și închisă în închisoare. Ce familie mai este aia, care femeia este umilită tot timpul, zi de zi, și depersonalizată. Ați auzit iarăși că s-a zis celor de demult să nu juri strâmb, ci să ții înaintea Domnului jurămintele tale. Aici este o problemă. Regulile se pun întotdeauna pe ego. Omul care este înfrânt cu inima nu respectă reguli, iar ego-ului nu poți să-i pui condiții, pentru că și el le încalcă. Ego-ul are tendința să jure strâmb. Problema este doar dacă ai ego sau nu ai ego. Dacă omul este înfrânt cu inima, nu simte nevoia să jure și în omul acela poți să ai încredere, pentru că neavând ego, el nu poate să înșele. Nu poate să facă un rău. Deci, tinerii ar fi frumos să se căsătorească atunci când sunt înfrânți cu inima. Înfrângerea cu inima nu este o rușine, este o tărie, este o putere foarte mare, este o demnitate acolo, este feminitate și bărbăție și este o garanție a unei relații reușite de iubire și de durată. Ego-ul nu va ține niciodată jurămintele lui în fața lui Dumnezeu. Sufletul înfrânt cu inima te poți baza pe el tot timpul și nu poate să greșească pentru că este puternic. Deci nu poți să fii fericit decât cu acel om care este înfrânt cu inima pentru care are sufletul puternic. Nu trădează, nu înșeală, nu minte, pentru că este Dumnezeu cu el. Dar cu cei care pun materia pe primul plan, nu poți să te căsătorești. Nu ai niciun fel de siguranță în ei. Te vor înșela oricând, întotdeauna. Oscilează foarte ușor, te pot lovi pe la spate, te trădează imediat, sunt deschiși tot timpul la alte relații, râd, zâmbesc, discută cu străine sau străini și nu te poți baza pe ei. Nu au o demnitate, nu au o frână interioară, care este dovada unui suflet puternic, acea frână interioară care nu-ți dă voie să provoci sau să te provoci, care te oprește să faci rău celuilalt. Eu însă vă spun vouă, să nu vă jurați nici cum, nici pe cer, fiindcă este jeț al Domnului, al lui Dumnezeu. Nici pe pământ, fiindcă este așternut al picioarelor lui. Nici pe Ierusalim, fiindcă este cetatea marului împărat. Nici pe capul tău să nu te juri, fiindcă nu poți să faci un fir de păr alb sau negru. Deci cel care este înfrânt cu inima nu simte nevoia să jure, dar dacă jură, deci trebuie să-i dăm și inversului posibilitatea să se afirme. Deci dacă jură, el vrea doar să-și afirme hotărârea în iubire și nu este un lucru rău. Cum a spus că pământul este așternut al picioarelor lui, deci Dumnezeu umblă printre noi. Nici pe creație, că este cetatea Marelui Împărat, lumea aceasta, este cetatea Marelui Împărat. Și apoi arată omnipotența lui Dumnezeu, că el poate face oricând firul de păr alb sau negru și noi nu putem nimic.
Deci noi nu avem putere să schimbăm lucrurile în viața noastră. Mai prezența Lui este cea care schimbă. Deci de aceea spuneam, întâi te înfrângi pe tine, faci spațiu gol, vine Dumnezeu și El este Cel care schimbă destinul. Aceasta este calea divină. Dacă nu, îl poți provoca. Pui idol mai sus, idealuri, reguli, virtuți și le absolutizezi, principii religioase sau filozofice și le fixezi, le faci sfinte, atunci vine Dumnezeu și ți le distruge și te duce în jos. Și atunci aflui că nimic nu poți să faci tu de puterile tale și că nu poți să te ții de niciun idol, că ți-l va distruge. Și așa vezi măreția puterii Lui și tot jos ajungi acolo la El. De aceea cuvântul vostru să fie da, ce este da, nu, ce este nu, iar ce e mai mult decât aceasta, de la cel rău este. Și aici este o problemă, cui te adresezi, dacă te adresezi ego-ului, el nu va spune da la situațiile care nu-i convin și le va respinge. Numai sufletul poate să spună da la greutățile vieții și să respingă fericirile ușorul, plăcutul și comodul. Și nu poți să-i pui o regulă ego-ului. Trebuie să înțelegem că toate regulile care sunt aici în Biblie se adresează ego-ului și ego-ul nu respectă nicio regulă. Le va încălca. De aceste reguli sunt și ele niște absolutizări. Și Dumnezeu vine prin noi și ne pune să le încălcăm. Și ce este mai mult, la cel rău este. Deci ceea ce depășește necesitatea este diabolizare. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, adică răzbunare. Gol se răzbună, într-adevăr. Eu însă vă spun vouă să nu stați împotriva celui rău, iar cui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Deci oricum răul porniște din noi, e omul acela vinovat și nu există altă soluție decât acceptarea. Deci eu m-am întâlnit cu diavolul, nu am reacționat și nu am luptat cu el. Atunci el nu a putut să mă atace. Deci este real. Nu stați împotriva celui rău, iar cui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Deci ca să nu te împotrivești celui rău, trebuie să n-ai ego. Acel care are ego întotdeauna se va împotrivi, va lupta și se va apăra și va suferi. Iar răul care vine din față este nivelul ego-ului său. Și omul se lovește pe sine cu ego-ul din el, care vine din față împotriva. Deci nu este problemă că celălalt este rău, e problemă că tu ai ego și determin pe Dumnezeu din față să vină prin oameni constrângători și să te lovească cu răul din tine. Deci răul din noi se lovește întotdeauna din față, în mod perfect, sau din interior. Și singura soluție, cui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Nu poți să spui asta omului orgolios, pentru că nu o aude, nu înțelege. Dar omul înfrânt cu inima este ușor să se lase pe sine, pentru că neavând ego, nu are de ce să se apere și nu are ce să se apere. Ce să apere? Are idoli pentru care să lupte. Noi întotdeauna apărăm idolii, luptăm pentru ei. Omul care contrazice, corectează, atacă, e de acord, răspunde, reacționează, ripostează, are idoli și apără idolii, apără dracii și nu se pot apăra. Și prin lupta asta și prin apărare, el de fapt îi întărește. Să fim fericiți în viață, trebuie să nu avem idol. Deci să nu luptăm și să nu-i apărăm. Dumnezeu oricum vine din față să-i distrugă și să cedăm atunci când vine din față, să nu rezistăm, să ne lăsăm învinși. Cui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe cealaltă. Pentru că în modul acesta ego-ul se pierde și în spațiu gol vine divinul și îți face viața frumoasă. Oricum neplăcerile vin exact în momentul în care orgoliul este prea mare, vin și îl distrug, avem idol prea puternici și îi dărâmă și ne salvează viața. Și necazurile, nefericirile, durerile, pierde și bolile sunt vindecarea. Distrug idolii, dreptățirea de sine, absolutizările, idealurile și regulile fixe și absolute, distrug polarizarea și ne întorc înapoi în divin. Deci sunt eliberare, sunt salvarea noastră. Deci tot ce spunem noi că este rău, este Dumnezeu care ne salvează viața. El oricum spune asta, eu sunt singurul Dumnezeu și numai eu pot să vă salvez, eu sunt singurul mântuitor. Nimeni nu vă poate salva. Ce este? Adevăratul mântuitor este necazul, nefericirea, durerea, suferința, bolile, pierderile. Așa vine Dumnezeu spre noi, în formă negativă. Când absolutizăm dreptatea, vine sub formă de nedreptate. Când absolutizăm nepăcatul, vine sub formă de păcat. Când absolutizăm înfrânarea, vine sub formă de desfrânare. Mereu, mereu pe dos. Acesta este mântuitorul care ne mântuie. Păcatul, desfrânarea, nedreptatea. Acesta este mântuitorul, acesta este Dumnezeu. Ceea ce respingem noi. Nu ce este pus mai sus. Ce este mai pus mai sus este diavolul. Idealurile acestea absolutizate
sunt închinare la diavol. Aceste fericiri absurdizate sunt închinare la diavol. Și am spus, dacă trăim în egoism tot timpul, a ne înfrânge pe noi este necesar. Dacă absurdizăm înfrângerea, putem ajunge la un moment dat în care să considerăm pe omul care nu este înfrânt cu inima și în momentul acela am căzut și am devenit diavol. Cu înfrângerea de sine în mână. Și oricum asta se și întâmplă. Adică te înfrângi tot timpul pe tine și la un moment dat Dumnezeu zice gata, acum mai stai mai mult în pace de dimineață. Că te-ai înfrânt prea mult și nu-ți dă voie să te ridici. Deci asta este situația corectă. Pornești prin înfrângere, Dumnezeu inversează situațiile când ai tendința să devii exagerat. Nu mănânci dulce, crește dorința la un moment dat de dulce și îți ia mintea și vei mânca dulce. Că vrei, că nu vrei, vei mânca dulce. Asta se întâmplă tot timpul. Deci mereu să înțelegem că adevăratul mântuitor este distrugătorul, cel care distruge idolii. Este Dumnezeu negativ, Dumnezeu rău. Mai răul distruge idolatria. Acela este mântuitorul. Acela este Dumnezeu. Eu sunt singurul mântuitor. Eu vin sub formă negativă. Vin sub formă de păcat, de desfrânare, de nesimțire, de trădare, de minciună, de beție. Ăsta este Dumnezeu care ne distruge idolii. Fără idoli nu avea ce să distrugă Dumnezeu. Fără să pui nepăcatul mai sus, nu este nevoie să vină sub formă de păcat. Fără să absurdizezi curățenia sufletească, nu e nevoie să te pune să încalci curățenia sufletească. Că te pune. Să fim echilibrați. Când absurdizăm perfecțiunea, Dumnezeu vine sub formă de greșeală. Când absurdizăm sfințenia, Dumnezeu ne pune să încălcăm sfințenia și vom păcătui. De fapt, idolii sunt creați ca să cădem. Idolii cheamă pe Dumnezeu pe invers, pe negativ. Idolii creează necesitatea ca Dumnezeu să-i distrugă. Aceea o singură poruncă este în Vechiul Testament importantă. Nu vă faceți idol că vin și vă distrug. Eu sunt singurul Dumnezeu și nu există alt mântuitor în afară de mine. Dacă absurdizezi sfințenia, eu vin sub formă de nesfințenie. Sfințenia te mântuie. Dacă absurdizezi nepăcatul, eu vin sub formă de păcat și îți distrug idolii. Și eu vin sub formă de păcat. Și păcatul te mântuie. Eu sunt mântuitorul sub formă de păcat. Păcatul te mântuie. Salvează de idolatrie. Asta se întâmplă mereu. Celui ce voiește să se judece cu tine și să-ți ia cămașa, lasă și mantia. Cel care luptă pentru sine, renunță la adevărul tău și dă-i dreptate. Pentru că oricum ce-ți vine din față este din tine ca să-ți distrugă idolul dreptății sau al sfințenii. Și face asta pentru că tu întâi ai judecat. Nu judeca ca să nu fii judecat. Cu forța cu care judeci, o forță mai mare e fi judecat. Deci nu judeca, împărți în bine și rău, nu absurdiza un bine, nu-ți faci idoli. Tu va veni din față Dumnezeu și te va judeca. Și asta este mântuirea. Asta este mântuitorul, judecătorul, cel care te judecă din față. Și noi îi spunem Satan. Deci Dumnezeu exagerează și pune idol mai sus. Asta înseamnă închinare la diavol. Și apoi Dumnezeu vine și distruge idolii. Cui pe cui se scoate? Dacă cineva vine și îți ia cămașa, lasă și mantia și dă-i mai mult. Asta este o absurdizare. Pentru ego este foarte bun, dar dacă ești înfrânt cu inima, e o limită în care dacă tot dai, faci rău omului respectiv pentru că nu se mai oprește. Când repetă și nu se mai oprește, trebuie să-l oprești. Pentru că începi să-l omori. Că-i dai, îl omori. Îi iei posibilitatea ca el singur să-și înfrângă greutățile, să ajungă la înțelege, înțelepciune, fericire, sănătate și de toate. Deci, dacă îi dai, îl faci sărac, când el ar putea singur să-și câștige viața. Iar de te va asupri careva, să mergi 1000 de pași, mergi cu el 2000. Este valabil pentru ego, și acum a fost și fericirea. Deci, dacă îți va cere cineva să mergi 1000 de pași, mergi cu el mai mult. Deci, tot timpul folosește-te de situația de viață și să-ți înfrângi binele pentru că este înălțare. Înfrângerea binului propriu, auto-înfrângerea binului propriu este înălțare. Îți distrugi idolii, scazi ego-ul și în spațiu gol vine Dumnezeu și îți face viața frumoasă. Și nu ești interesat niciodată să-ți cauți binele. Niciodată, niciodată. Celui care cere de la tine, dă-i și de la cel ce voiește să se împrumute de la tine, nu întoarce fața ta. Este valabil atunci când ești orgolios și egoist și ai de toate. Atunci când dai, scazi ego-ul. Pentru că binele tău, banii tăi, înseamnă ego și când dai bani, dai ego. Și de la cel ce voiește să se împrumute de la tine, nu întoarce fața ta. Este valabil doar pentru ego. Omul care este înfrânt cu inima poate să dea prima dată. Dacă celălalt revine, el trebuie să-l oprească pentru că îi face rău, îl ucide. Deci cel care îi dă a doua oară,
lucidă. Și este jos de tot, este înfrânt cu inima. Dar cel care are ego, ai da, are de unde. Și omul acela vine la el, se scade ego-ul și îi face un bine. Dar dacă suntem înfrânți cu inima, că vine a doua oară, nu e nevoie să-i dai, pentru că îi întărește ego-ul. Și prima dată, la omul care are de toate, cel care vine să împrumute, îți face un bine. A doua oară, la cel care nu are mai nimic, cel care vine a doua oară să împrumute, că tu dai, faci un rău și îl omori. Asta este socoteala, este diferită. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Iar eu vă zic vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Deci, afirmația adresată ego-ului, să iubești pe aproapele tău, nu poate să iubească ego-ul, ci regulile aplicate ego-ului nu sunt respectate. Să vă iubiți vrăjmașii voștri, ego-ul nu poate să iubească, ego împarte în bine și rău și creează vrăjmașul. Când ești înfrânt cu inima, nemai împărțind, nu mai vezi bine, nu mai vezi rău, nu mai ai vrăjmași. Aceea se numește iubire. Deci regulile acestea nu se pot aplica unui înfrânt cu inima, pentru că înfrângerea inimii înseamnă iubire. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Nu poți să te adresezi ego-ului pentru că ego-ul nu binecuvântează. Să binecuvântezi, trebuie să te înfrângi cu inima, atunci e sluga tuturor și asta este o mare binecuvântare, dar oamenii nu te mai pot blestema. Ca să te blesteme, trebuie să ai un ego. Deci numai omul egoist este blestemat. Omul materialist, care urmărește numai binele propriu, este un om blestemat. Și întotdeauna va suferi, pentru că Dumnezeu îl va chinui. Cât se duce mai sus, Dumnezeu este nevoit să-l chinuiască ca să-l ducă în jos. Și face asta în toate modurile posibile. Întâi face lucrul ăsta prin oameni care îl deranjează, apoi necazul prin pierdere, prin boli. Faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Omul egoist, pentru că împarte în bine și rău și își caută mai mult binele, îl va urâ întotdeauna pentru că se va simți atacat, lupta să-și apere ceea ce are, averea, și va urâ. Nu este îndemnul corect. Corect ar fi fost să îi îndemn pe oameni să se înfrângă pe sine, să se ducă în jos, fi sluga tuturor. Lucrul ăsta nu putea fi spus pentru că mai exista religia și nu mai exista biserica și nu mai existau preoții. Când spui oamenilor să fie sluga tuturor, fug toți. Ca șobolanii fug. Deci aceste reguli se adresează ego-ului, dar ego-ul nu le poate accepta. Pentru că el împarte bine și rău și își caută binele, tot timpul ego-ul va încerca mereu să se întărească pe sine. Și nu se pot adresa nici măcar celor înfrânți cu inima, pentru că aceia, neavând ego, oricum iubesc, iubirea lor binecuvântează, nu au nevoie de rugăciune și nu pot să urască, pentru că sunt jos de tot, acolo unde Dumnezeu este. Deci să ne dăm seama, Dumnezeu e jos de tot, nimeni nu vrea să meargă jos. Atunci oamenii duc la biserică, se roagă ca să meargă în sus. Pentru că nu ar avea nevoie de rugăciuni, de biserică, exerciții, meditații sau respirații. Ar fi suficient să meargă în jos, în puțin. Asta este vindecarea și fericirea vieții lor și sănătatea lor. De-aia ei nu au sănătate și nu au fericire, pentru că se duc în sus. Și niciunul nu vrea să se ducă în jos, în puțin. Și din cauza asta, cel care adună cât mai mult bine pentru sine, ușor, plăcut și comod, Dumnezeu trebuie să vină să îl vatăme. Distruge bogăția, îi dă necazuri, suferințe, boli, îi pierde și îl prigonește. Și normal, și n-are liniște. Ăla este focul iadului. Mai binele ăsta este iadul. Depășești necesitatea, a intrat în iad. Garantat. Și cu cât intri mai mult în el, atât este mai greu să ieși din el. Ca să fiți fiii Tatălui vostru, celui din ceruri, că el face să răsară soarele peste răi și peste buni și trimite ploaie peste drepți și peste nedrepți. Ca să fii fiii Tatălui, trebuie să fii jos cu Tatăl. Asta înseamnă fiul. Nu în sus. Când ești sus, ești fiul lui Dumnezeu. Ești fiul lui Dumnezeu când ești alături de Tatăl. Adică de Dumnezeu, jos de tot, jos de tot. Când ești sluga tuturor, atunci ești una cu El. Cine vrea să fie sluga tuturor? Fie așa de simplu. Dar dispar bisericile, preoții și religiile, exercițiile de meditație și de respirație. Și New Age-ul. Dispar medicii, avocații, psihologii, politicienii, toți paraziții. Te duci în jos, dispar paraziții. Înseamnă deparazitare. Te înfrângi cu inima, realizezi de fapt deparazitarea. Toți ăștia care suc sângele popoarelor, așa cum spunea Mihail Eminescu. Cum spunea Eminescu în Împărat și Proletar. Exact cum spuneam, virtutea pentru dinși ea nu există, însă vă predică că își trebuie să fie brațe tari. Eminescu arată foarte clar. Îți dă virtuți ca să te închin la idoli.
și trebuie luptate războaiele aprinse. Deci îți dă virtuți ca să se trească ego-ul, să te vezi diferit, să poți merge la război. Căci voi murind în sânge, ei pot să fie mari. Și numai așa. Deci când noi luptăm mai binele pentru noi, ei pot să ne stăpânească. Dacă împărțim un bine și rău, ei pot să ne domine. Religia, o frază de dânsi inventată, ca cu a ei putere să vă aplece în jug. Vă dă idealuri. Căci dar lipsit din inimă speranța de răsplată, după ce amar munciră-ți mizeri viața toată, ați mai putea o sânda ca vita, ați mai purta o sânda ca vita de la plug. E frumos aici când spune că, deci ca să fii fiul tatălui din cerul, trebuie să fii jos alături de tatăl. Altfel nu te poți numi fiu. Deci Iisus cel simplu și modest trebuia să meargă în jos, ca să fie numit fiul lui Dumnezeu. Nu în sus. Nu să vindece, nu să învețe pe nimeni. Fii una cu Dumnezeu. Dacă ești una cu Dumnezeu, consideră că suferința și greutățile omului sunt destule. Și cele mai mari minuni. Și Dumnezeu spune, și se spune aici, că El face să răsară soarele, Dumnezeu, peste răi și peste buni, în mod egal. Și trimite ploaie peste drept și peste nedrept. Deci, acesta este principiul fundamental al Bibliei. Voi toți sunteți sfinți, voi toți sunteți fiii mei. Dumnezeu trimite... Dumnezeu soarele trimite razele sale egale, egal peste răi și peste bun. Trimite ploaie peste drept și peste nedrept. Ce diferență? Nu împarte în bine și rău. Acesta este principiul divin. Și aici, până acum, nu prea a fost respectat. S-a dat reguli ego-ului. Ego-ul nu respectă reguli. Sufletul nici el nu respectă reguli și le calcă în picioare. În momentul în care forțat omul absurdizează idealuri și reguli, Dumnezeu vine și le distruge. Și ce dacă? Și ce rost a avut? Deci dai niște idealuri și niște reguli ca Dumnezeu să vină să le distrugă. De fapt, ca să vezi că de fapt El este mântuitorul, distrugătorul. Distrugătorul e mântuitorul. Căci dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea? Au nu fac și vame și același lucru? Deci dacă iubești idolii, ce răsplată vei avea? Trebuie să îl iubești pe distrugător. Dumnezeu distrugător, negativ. Atunci vei primi răsplata. Plata este distrugerea idolilor. Noi avem o singură libertate să ne facem idoli. În modul acesta eul există și se întărește pe sine. Nu îți mai faci idol, devii una cu Dumnezeu. Îți pierzi personalitatea, felul tău de a fi, caracterul tău. Nu mai ai un eu. Și atunci nu mai ai pentru cine să lupți și pe cine să apere. Iar în starea aceasta de abandonare totală de sine, unindu-te cu Dumnezeu, niciun rău nu mai vine la tine pentru că nu ai ego și n-ai ce să aperi. Și Dumnezeu nu are ce să distrugă la tine. Și fiind una cu El, totul devine frumos. Aia se numește iubire. Deci iubirea se obține prin pierderea ego-ului, prin înfrângerea idolilor. Adică prin împotrivire continuă la idolii noștri, la idealurile și regulile noastre. Să nu le respectăm, să nu le vrem, să ne opunem lor, să facem pe dos de când ne spun ele. Îndemnurile acestea adresate ego-ului sunt bune. Dacă devin absolute, nu mai sunt bune. Nuanța asta trebuie precizat. Pentru că omul, în mod obișnuit, absolutizează niște virtuți, le face idoli, pe care îi judecă pe ceilalți funcție de acești idoli. Nu știe că aceste îndemnuri se referă la el și nu la ceilalți. El le folosește ca o armă ca să judece pe ceilalți și să-i acuze. Ajunge să nu-i mai iubească. Cu cât se strânge mai tare de acești idoli, virtuții de alor principii și reguli, atât va deveni mai intolerant, mai aspru, mai dur, mai rece, mai răzvrătit, radical, dramatic, acuzator, nedrept. Deci îi compară cu vameșii, pe idolatrii, care fac un bine condiționat, cerând o răsplată. Și dacă primiți cu dragoste pe frații voștri numai, ce prisos este aici? O nu fac și păgâni același lucru? Deci ești în ego, ești egoist, te faci că ești îngăduitor și înțelegător, dar nu ai cum să fii înțelegător dacă ai bunăstare. Trebuie să fii jos de tot, simplu și modest, să poți să fii îngăduitor. Deci nu ai cum să ai dragoste, este doar o înscenare, lucrezi la o imagine. Vrei să păcălești, vrei să minți, e doar de suprafață. În spate te gândești, de ce nu pleacă ăștia mai repede? Deci asta înseamnă păgânism. Au nu fac și păgâni același lucru? Înșelător, fățarnici. Deci omul care este idolatru nu poți să ai încredere în el. Te poate trăda în orice clipă. Pentru că pune-le binele său pe primul plan. Sau pune idealurile sale sau regulile sale
face absolute. Judecă oamenii prin intermediul lor. Îi critică, îi acuză și nu poate să-i accepte. Dumnezeu vine și încalcă regulile și luptă și se apără și urăște. Deci nu poate să-l accepte pe Dumnezeu distrugător, mântuitor. Pentru că numai când distruge regulile și idealurile, atunci este mântuitor. Deci, un Iisus pus mai sus nu este mântuitor, este diavol. Dumnezeu vine și distruge ceea ce este pus mai sus. Dumnezeu distrugător este mântuitor. Adică păcatul mântuiește, desfrânarea mântuiește, minciuna mântuiește, tot ceea ce distruge ideile noastre de excelență, de sfințenie. Acela este mântuitorul, cel care distruge sfințenia, absolutele. Total pe dos, totul pe dos. Avem o gândire bolnavă și diabolică. Suntem diabolici, adevărat. Fiți dar voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Iar o imagine falsă. Dumnezeu este și bun și rău. Este desăvârșit și în răutate. Da. Atât încât pui binele pe primul plan, el este desăvârșit în răutate. Fiți desăvârșiți ca și el. Adică acceptați pe Dumnezeu distrugător, mântuitor, desăvârșit de rău. Acceptați-l pe Dumnezeu desăvârșit de rău. Fiți desăvârșiți înseamnă să fiți buni și răi în același timp. Acceptați viața așa cum este. Asta înseamnă desăvârșire. Pentru că așa este Dumnezeu, Tatăl nostru din cer, care ne-a făcut și din care suntem făcuți, care este una cu noi, din totdeauna. Aici însă aduce această conotație, fiți numai buni, ideea de desăvârșiți, atunci Dumnezeu vine sub formă de rău desăvârșit, distrugător, mântuitor, desăvârșit de rău. Așa îl cheamă pe Dumnezeu. Distrugător, mântuitor, desăvârșit de rău. Deci ne îndeamnă, fiți idolatrii, puneți un bine mai sus, ca să vină Dumnezeu distrugător, mântuitor, desăvârșit de rău și să vă distrugă absolutele. Vă face asta automat, conform Vechiului Testament, pentru că ați intrat în luptă cu el. Dumnezeu este desăvârșit de rău și de bun în același timp. Acceptarea binelui și rău este desăvârșirea. Neîmpărțirea în bine și rău este desăvârșirea. Și uite cum le-au încurcat pe toate. Deci, este o atitudine a egoului, este o atitudine a sufletului, a omului înfrânt cu inima, sunt diferite atitudinile. Regulile s-au referit la ego, ego-ul nu respectă regulile, decât să-l forțezi prin tradiții, prin obiceiuri. Apoi regulile acestea absolutizate au creat inversul, au creat o lume aceasta de o lume de lăcomie, de avere, de a avea, de a câștiga, de a se distra, de a petrece, o nebunie. Asta este lumea în care trăim noi acum. Sufletul înfrânt nu vrea să câștige, nu vrea să învingă, nu vrea să aibă mai mult. Lui nu-i se aplică nicio regulă, nu